Deci eu sunt acum de jumătate de oră urmărită în tot orașul de stila Saraful, da? Așa, am venit să iau ceva de mâncare pentru copilul meu. Stila Saraful, care ieri, așa, uitați noastră unde este, ia uitați. Unde este stila Saraful? Deci de la distanță de mine, da? Mă urmărește în tot orașul. Îmi aducă la cunoștință ceva, nu știu ce. Așa. Să-mi aducă la cunoștință nu știu ce. De jumătate de oră acest om mă urmărește în orașul Constanța. Nu știu de ce, absolut nu știu de ce, dar el asta face. Nu știu de ce mă urmărește, mă hărțuiește. Probabil vrea să mă șantajeze cu ceva, nu știu cu ce. Poliția română să-și facă... Deci eu nu pot să ies acum din mașină, că acest om, da? M-a blocat practic în trafic. Nu vreau să vorbesc cu acest personaj. Acest personaj nu știu ce vrea de la mine. Dar rog poliția, uitați, eu nu pot să ies din mașină, da? Deci eu nu pot să ies din mașină că dau de el. Deci poliția română... A, și mi-a aruncat acum, acum un ou pe parbriz, da? Deci uitați ce face stila Saraful. Deci uitați ce face stila Saraful, da? Deci uitați ce face stila Saraful. Păi, poliția română, deci nu știu, dar să vine 112 și să ia măsuri, uitați, stila Saraful, uitați noastră, uitați ce face stila Saraful, deci să vine poliția, deci să vine poliția, nu se poate așa, deci nu se poate așa, da? Eu sunt efectiv hărțuită, acum în mașina mea, este live, eu postez live, acum, da? Deci stila Saraful a nebunit. Uitați ce face, ce mi-a făcut, uitați, da? Deci uitați ce a făcut mașinii mele, nu merge așa ceva. Deci nu este posibil un om de afaceri în Constanța să fie hărțuit, șantajat. Pentru ce? Nu știu pentru ce. N-am avut de a face cu persoana asta. Nu am de a face cu persoana asta și el e efectiv. Eu, într-un stat de drept, într-un stat român, da? Eu trebuie să mă apăr, da, de acest om. Deci nu e posibil așa ceva, credeți-mă pe cuvânt, nu știu ce vrea, nu sunt șantajabile, n-am nicio treabă cu el, nu am avut niciodată. Ieri a venit la fostul meu soț, a spus că dacă nu încetează, nu face, nu trece, atunci o să vadă ea consecințe. Ce consecințe, mă, omule, n-am nicio treabă cu tine, de la mine n-ai să vezi niciun ban vreodată, de la fost uitați. Acum uitați unde este, da? Deci nu se poate așa ceva. Uitați, nu se poate așa ceva. Uitați, deci nu se poate așa ceva. Deci eu acum mă duc direct la poliția, Mamaia, m-am și nebunit la secția 3, să arăt cum conduc eu acum, da? Deci este totul live, se întâmplă în mod real. Acest om, mâine, poi mâine, o să bage cuțitul în mine. De ce vă spun eu de ce? N-am avut niciun fel de chestie cu el, nimic, niciodată. Deci nimic, fraților, vrea să mă șantajeze, că, deci foarte clar, da? În caz că eu nu încetez și nu-mi retrag plângerea de la poliție pentru hățuire, pentru ce nu, frate, atunci el, da, îmi va face mie felul. Deci ce înseamnă asta dacă în plină zi, în Constanța, la ora 14:30, tu ești hărțuit în plină zi. Uitați-vă și voi, deci nu se poate așa ceva. Vrea bani? Nu există așa ceva. Nu, n-am nicio treabă cu omul ăsta, absolut deloc nimic. Deci nimic, niciodată. Nici măcar, deci absolut nimic. Da, pentru ce vrea să mă hărțuiască? Pentru ce? Ca să-i dau bani să înceteze, să ce? Nu primești stila Saraful niciun ban de la mine, de la Done Viorel, de la nimeni cu nimic, da? Ca să știi și tu, nu se poate, uitați, da? Deci nu se poate așa ceva, uitați cum este mașina mea, nu se poate și poliția română să ia măsuri, că ăsta mâine, poi mâine îmi dă în cap, o să spună că a fost drogat, n-a știut ce face și cu ce mă ajută pe mine, că rămâne copilul meu fără mamă sau că ce? Cu ce mă ajută pe mine, că era el drogat sau că era mai știu eu ce? Cu ce? Că stă într-un spital și că stă la închisoare? Mulțumesc frumos! Mă doare asta, mă interesează asta? Deci el știa că eu filmez, că... Dar lasă, nu că filmez, eram live, da? El știa chestia asta foarte bine, nu i-a păsat. Deci dacă poliția nu ia măsuri, ăsta mâine, poi mine mă omoară, da?
Dar pentru ce? Nu înțeleg pentru ce. Am fost de 3 zile mele la poliție. Vine și spune, dacă nu-mi retrag, dacă nu asta, o să văd eu ce o să pățesc. Dar ce o să pățesc, mă? Ce o să pățesc? O să mă omor dacă tu mă hărțuiești un om care nu a avut de-a face cu el. Că te filmez, că te măscărez. Păi ai făcut-o deja, dar pentru ce? Pentru nimic. De ce? Pentru faptul că am o situație materială mai bună sau bună sau pentru că am bani pe bune? Dar nu vezi, mă, nimic de la mine tu niciodată, da? Nu sunt șantajabilă, punct, cu nimic. Da? Vrei să mă șantajez cu ceva? Ok, ești liber. Ești public, cu ce vrei să mă șantajez? Că nu știu cu ce. A, că mă măscărești? Păi frate, poți să mă măscărești cât vrei tu, da? Degeaba. Degeaba. Sila Saraful, nu ai să vezi bani de la Marica Done sau de la Done Viorel. Niciodată. Deci niciodată, crede-mă. Nu există așa ceva. Deci mi-ai murdărit mașina de tort, m-ai măscărit în tot crazy și în tot Madame Margot, da? Eu nu mai pot să ies în orașul ăsta undeva, că mi-este frică că vine Stila Saratul și aruncă cu mine, în mine cu ceva. Ok, azi arunci cu mine cu ceva. Data viitoare ești drogat sau mai știu și bași cuțitul în mine. Pentru ce? Pentru că nu mă las eu șantajată de tine? Pentru că tu mă ameninzi că ce am să-ți fac, ce am să te măscăresc, poftim? Păi poți să mă măscărești cât vrei tu, mă. Nu se poate așa ceva. N-am avut, nu am și nu voi avea niciodată nicio treabă cu un om ca tine, da? Niciodată. Nu am nevoie. Mă contactează clanuri, interlope, așa zise interlope, să-mi ofere protecție, să nu știu ce. Fraților, nu am nevoie, trăiesc în România, da? O țară membra Uniunii Europene, da? Unde un om de afaceri, da? Nu se poate lăsa amenințat de ăsta că ce am să-ți fac eu ție dacă tu nu ce? Nu-mi retrag nicio plângere, nu! O să mai vină încă una, da? Una în care ai fost filmat live, Stila Saraful, da? Exact așa! Exact așa, uite unde mă duc eu, Stila Saraful, acum, da? Direct la poliție, da? Unde poliția o să constate ce s-a întâmplat acum câteva minute, da? Pentru că tu mereu lucrezi la limita legalității, da? Nu, aici, așa, da? Să constate poliția ce mi-ai făcut tu mie acum, da? Deci poliția română trebuie să ia măsuri, pentru că așa încep toate, da? La limita legalității, că m-ai măscărit, că m-ai făcut. Și după aceea ce? Data viitoare ce? Pui cuțitul mine, mă omor, nu? Asta e să faci. Nu merge așa. Eu nu cunosc oameni ca să rup oasele cuiva. Eu nu cunosc oameni să stau, să pun pe cineva să-ți facă ție ceva. Nu cunosc clanuri interlope să cer apărare și nici nu vreau asta, da? Și nu vreau să am de-a face cu... Deci nu merge așa. Acum asta am pățit în trafic de la un anumit Stila Saraful care mă hărțuiește de nu știu câte zile și am venit cu mașina să faceți poze. Nu, eu las mașina aici că mi se facă poze. Dosarul este deja aici. Poftiți? Păi am intrat și în zilele trecute. Atunci unde o las? Sunt live pe Facebook. Mergeți în față, doamnă, să vă spun.